Accidentul rutier s-a produs joi după amiază, în jurul orei 15:40, la intrare în comuna Pojurâta din județul Suceava. Un bărbat în vârstă de 63 de ani din Câmpul Lung Moldovenesc a adormit la volan în timp ce se afla într-un autoturism Opel Corsa de culoare verde, având haionul de culoare roșie. Mașina care se deplasa cu mare viteză a ieșit de pe carosabil spre dreapta și a intrat în coliziune frontală cu capătul parapetului metalic elastic de protecție de pe podul peste râul Pojurâta. În urma impactului, parapetul a intrat în mașină prin parbriz, pe lângă șofer și a străpuns autoturismul ieșind prin lunetă. Parapetul a trecut prin mașină pe o lungime de aproximativ 7 metri. Șoferul a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs accidentul rutier.